Ești un adevărat gurmand, iar când vine vorba de mâncare, prefer extravaganțele și inovațiile? Ei bine, trebuie să știi că atunci că restaurantele din Japonia atrag turiștii cu carne de balenă preparată în diferite moduri. Cum este servită, afli chiar acum. Dried whale meat and salted blubber are sliced thin and laid with potatoes. The taste is like they've fused together a cow and a fish, and then it creates this kind of flavor. It's beefy and fishy somehow at the same time. And then it just has a very strange, bizarre aftertaste that I can't really pin down. 6 dintre cei mai buni bucătari din Thailanda, Franța, Rusia și Coreea de Sud au participat la o degustare de carne de balenă gătită în 4 moduri diferite. Preparatele au fost făcute din stomac, coaste, coadă și spate de balenă. Carnea de balenă are mai puține calorii și este mai bogată în proteine decât carnea de pui. Însă, cât de mult ar putea să merite vânarea, prepararea și comercializarea acestui tip de carne? Is this sustainable? Yeah. I'm sure it is. Yeah, absolutely. And how do you say that with such confidence? Because they're living in the North Atlantic and we don't hunt them. We just take the few of them that comes through our fjords. How can we kill the few population that's living in the total North Atlantic? We can do it. Grupul Whale and Dolphin Conservation a spus că afacerea este o mișcare înfiorătoare de marketing folosită pentru a proteja o industrie eșuată. Pare a fi exagerat, extravagant și atractiv la prima vedere, însă urmările ar putea fi costisitoare. In Japan, there's a lot of people there who want to eat whale, and they're going out into the ocean, and they're looking for big whales that live in limited numbers, and they're doing it under the guise of research, but then they have to eat the animal so they don't waste the meat, and it doesn't seem like that can last forever. Turiștii nu evită să se bucure de preparatele pregătite în bucătăria japoneză, dar îți spun că există și alte preparate unice, extravagante și pline de gust cu care bucătarii din întreaga lume ne pot surprinde. The Golden Opulence Sunday este o înghețată ce valorează $1000 și conține mai multe cupe de înghețată de vanilie din Tahiti. Cel mai scump popcorn din lume, numit Billion Dollar Popcorn, valorează $2500 punga, cu foițe de aur de 23 de carate, un covrig de $1000 cu brânză, cu trufe albe, jeleu infuzat cu fructe de goji și frunzulițe de aur. Sushi de l'Orient este și el cel mai scump sortiment de sushi din întreaga lume, cu €1700 porția. Toate te încântă atât vizual cât și prin gustul unic și nemai întâlnit.